Iisus i-a chemat pe urmașii săi să se îngrijească de străinii și refugiații care trăiesc printre noi. Adventiștii din toată lumea fac exact acest lucru. Anis este un adventist de ziua a șaptea care trăiește în apropiere de Washington. El a crescut în Iordania și petrece timp în fiecare an în misiunea medicală de acolo. De când trăiește în Statele Unite, el a decis că o singură călătorie în fiecare an nu este de ajuns. El a căutat comunități de refugiați în zona sa pentru a le împlini nevoile. Obișnuiam să mergem să livrăm alimente la un centru de refugiați din Gettysburg, dar nu am avut ocazia să facem cunoștință cu familiile de acolo. Anessa a înțeles că pentru a avea un impact mai mare, trebuia să cunoască aceste familii față în față. Interacțiunea personală este foarte importantă, pentru că refugiații de aici nu au rude sau familie. Am considerat că este datoria noastră personală să construim relații și poduri. Ei au devenit prietenii noștri. Unul dintre copiii refugiați din Siria i-a spus mamei sale: "Mamă, îmi place când vine biserica și ne vizitează." Anes și alte persoane au combinat relațiile, comunitatea și servirea într-un mod asemănător celui folosit de Hristos. Ei vizitează apartamentele familiilor de refugiați și le duc lucruri de care au nevoie. Este o ocazie minunată să le arăți acestor familii că adventiștilor le pasă de ei cu adevărat. Aceasta este o parte a lucrării mele. Strângem alimente și articole pentru curățenie după cum este nevoie și le ducem prietenilor noștri care vin din alte țări. Încărcăm totul și le ducem celor în nevoie din aceste apartamente. Aducem orez, ulei de măsline, ulei pentru gătit, linte, detergent pentru rufe și alte articole pentru curățenie. Această activitate a ajutat multe familii de refugiați să se simtă mai confortabil. La fel ca lucrarea lui Iisus pe acest pământ, misiunea lui Anes este aceea de a construi legături. Scopul principal al relației noastre este să le fim prieteni. De asemenea, în timpul pandemiei, izolarea a dus la munca la domiciliu. Chiar dacă nu putem merge să-i vizităm, sunt în legătură prin telefon cu ei în fiecare săptămână pentru a vedea ce mai fac, a-i încuraja, iar aceasta a însemnat foarte mult pentru mine personal. Anes și mulți alții continuă să pună în practică chemarea lui Iisus de a iubi și de a îngriji pe vecinii noștri care sunt străini și refugiați. Rugați-vă pentru Anes și prietenii săi ca să continue să găsească metode de a servi comunitățile vulnerabile și a prezenta iubirea lui Iisus.